Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile în cazul celor doi bărbați în locuința cărora s-au descoperit două arme letale de foc deținute ilegal și destinate activităților de braconaj, 15 kg de carne de vânat, 21 de cartușe cu alice și proiectil unic, elemente pentru confecționarea artizanală a cartușelor de vânătoare. Polițiștii din cadrul biroului arme exploziv și substanțe periculoase Gorj, alături de luptători din cadrul serviciului pentru acțiuni speciale și polițiști din cadrul serviciului criminalistic au descins în comuna Licurici la domiciliul unor bărbați în vârstă de 58 respectiv 30 de ani, bănuiți că ar fi comis infracțiuni de braconaj cinegetic, contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Bărbații au fost audiați în sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă. Polițiști din cadrul biroului arme exploziv și substanțe periculoase Gorj au efectuat o percheziție domiciliară pe raza comunei Licurici la locuința a doi bărbați de 30 și 58 de ani bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de braconaj, contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Bărbații nu erau autorizați pentru deținerea, purtarea sau folosirea armelor letale sau neletale, însă totuși dețineau trofee de vânat din specia căprior și mistreț. Armele, muniția și celelalte bunuri deținute ilegal au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.